Hei, gâzilor, aceasta va fi un fel de serie nouă, mai scurtă sau mai lungă, în care eu voi discuta diferite lucruri în legătură cu orice subiect care mă face să mă pună pe gânduri deseori. Însă, putem discuta și subiecte precum de ce porcii zboară sau multe altele. Mai întâi de toate, vreau să vă spun că dacă ai apăsat aici doar pentru Five Nights at Freddy's, te sfătuiesc să ieși de pe videoclip. Pe fundal aveți un gameplay cu mine pe CSGO încercând să fac surf. Acum, pentru acei abonați adevărați care dau pe videoclipurile mele, nu am avut niciodată ocazia să vă mulțumesc. Fiindcă, la modul cel mai sincer, 80% dintre abonați au venit doar pentru Five Nights at Freddy's. Dacă stau să mă gândesc, 30% pentru jocul FNAF, 60% pentru mituri FNAF și 10% pentru acest canal. Fie pentru content, fie pentru mine. Asta înseamnă în seriile care nu includ doar Five Nights at Freddy's, inclusiv ce am făcut și poate ce voi face. Outlast, chiar și miturile de Outlast, miturile de Infamous, care nu au fost tocmai mituri, ci mai mult o prezentare și am hotărât în final să o las baltă fiindcă nu avea rost, și multe alte serii. Chiar vă mulțumesc pentru asta. Vă mulțumesc abonaților adevărați. Și dacă stau să mă gândesc, chiar țin minte numele unora. Domnul L, dacă nu mă înșel, Candy, Graciela, Fumigenia și alții. Se vor simți ei, deoarece dacă au fost la orice serie, vor fi și aici. Nu mă îndoiesc de asta. De Freddy Fazbear nu mai trebuie să spun, deoarece e prietenul meu și mă ajută în comentarii. Poate că este dur uneori și înjură, dar înjură pentru care motive. În primul rând, pentru că este prietenul meu, iar în al doilea rând, până și el se enervează la ce comentarii idiote sunt în comentarii și uneori jignitoare. De cele mai multe ori, de la copii sub 12 ani. Știu. Poate că a fost greșeala mea ca eu să continui numai cu videoclipurile de Five Nights at Freddy's și că fără ele poate nu aveam 64.000 de abonați în momentul de față. Dar dacă stau să mă gândesc, mai bine ar fi fost cu abonații puțini, dar fără acest counter. Poate că pe YouTube majoritatea sunt copii, dar nu înseamnă că nu sunt nici persoane mai mari de 12 ani, care totuși gândesc mai limpede. Poate că sunt și persoane de 10-11 ani care tot așa au o gândire mai bună. Însă, după cum am spus, oarecum este și vina mea că mi-am construit canalul ăsta. Acum am parte de cancer, excluzându-vă pe unii dintre voi. Exemple sunt multe și am mai discutat despre subiectul acesta de multe ori. FNAF-ul ăsta nu ar fi trebuit jucat de către copii de 8, 9, 10 ani, mai mult sau mai puțin, fiindcă clar, după cum spune descrierea, este un joc horror. Ei bine, poate unora nu ne se pare unul horror, poate unii sunt imuni la jumpscare sau cel puțin nu le se pare jocul în sine. Ok, dar totuși nu este pentru copii, doar că sunt atrași de caractere. Dacă Scott ar fi adăugat sânge și alte efecte, sunt sigur că nu mai era așa apreciat de către toți copiii. Din tot cancerul strâns pe canal, presupun că din 64.000, 20.000 sunt activi la mituri, unii dintre ei la parodii, care nu am nicio problemă cu asta, iar restul la ceea ce mai fac pe canal. Cei de la mituri, Five Nights at Freddy's, am observat că sunt activi și la celelalte. Poate una lume s-a abonat doar pentru mituri, ceea ce nu ar fi prea rău, doar ce acest canal s-ar putea baza mare parte pe mituri. Dar o problemă imensă care am observat pe canalul meu este că nu există videoclip, referindu-mă la clipurile care nu au legătură cu jocul FNAF. Este imposibil să nu fie un coment despre acest joc sau întrebarea: când mai faci mituri FNAF? Sau și mai rău, fă mituri FNAF, adică îmi cer. Nu știu dacă eu vorbesc cu pereții, însă în acele clipuri de mituri FNAF, de fiecare dată la început repet fraza: la 3000 de like-uri facem următorul episod.
Oare asta nu se înțelege de la sine? Poate e problema mea, poate trebuie să țip când spun asta, poate trebuie să scriu pe tot ecranul când spun acea frază. Bine, presupun că am făcut asta cel puțin odată, dar nici atunci 3000 de like-uri nu mi se pare mult pentru cei 20.000 care apasă acel videoclip. Nu mai spun de restul de 64.000. Să vorbind, eu lucrez la un videoclip de mituri în jur de maxim 2 ore, randarea plus editarea plus scenariul pe care trebuie să-l fac și poate uneori îl greșesc și trebuie totul să-l iau de la capăt. Până și uploadarea îmi ia în jur de 15 minute. Dacă e așa să adunăm în plus, numai editatul îmi ia tot timpul. 2 ore pentru videoclip, 4 secunde pentru un buton de like. Le înțeleg pe acele persoane care nu au cont de YouTube și poate mai dau pe clip întâmplător. Sau li se pare neinteresant videoclipul, însă aceia care au dat click se uită de fiecare dată pe canalul meu și au plecat. Care este scopul lor în toată această treabă? Care este scopul lor pentru mine? Da, nu ești obligat să dai like, nu te obligă nimeni. Dar din respectul tău pentru cel care a muncit pe videoclipul, și mă refer aici la toți youtuberii, ei nu fac bani pe urma like-urilor, ci văd doar respectul lor față de tine. Eu de fiecare dată când intru pe un videoclip, dau like și mă uit la clip. Dacă e ceva ce mă deranjează rău, în cele mai rare cazuri, dau dislike sau pur și simplu nu dau nimic. Youtuberii fac bani pe urma reclamelor puse pe YouTube, de care vom discuta, dacă bineînțeles vreți, în episodul următor, și de subiectul câți bani poate câștiga un YouTuber ca mine. Dacă sincer, pe mine m-ar fi interesant banii, aș fi pus numai mitul Five Nights at Freddy's. Aș fi inventat și asta ar fi fost totul. Însă, aici îmi pasă de comunitatea mea. Mie niciodată nu mi-a păsat de dislike-uri și nici nu va păsa. Nici în episodul ăsta nu îmi va păsa. De ce? Motivul principal este că acele dislike-uri le primesc de la copii care vor doar Five Nights at Freddy's pe canal. Al doilea motiv ar fi haterii, care, să fim serios, nu există youtuberi fără hateri și este ceva normal. Unii din motivul că nu le place contentul tău, dar aici nu înțeleg de ce m-a stat pe canal. Unora pur și simplu că nu le place de persoana ta, ceea ce încă o dată nu înțeleg de ce se mai uită pe canalul tău, doar pentru că vor da un amărât de dislike care nu încurcă pe nimeni. Iar unii prin simplu fapt că nu vor să aibă succes, care ca o pică pe tine și nu vor pur și simplu să aibă succes. Ori ca au impresia că le-ai făcut ceva. Eu personal nu cred că i-am făcut rău unei persoane pentru că așa am vrut sau dacă s-au supărat. S-au supărat pe motivul că nu i-am ajutat sau că nu le-am dat ceva. De exemplu, cineva mă tot bătea la cap să-i dau un item de 5 euro de pe CSGO de la mine din inventar. Sau ba chiar să-i cumpăr un cuțit. Problema era că nu aveam de ce să dau skin-ul din moment ce-l foloseam și de ce aș da 100 de ron, adică 1.000.000, cuiva pe care nu m-a ajutat sau nu-l cunosc personal. Pentru chestia asta s-au supărat și au început să mă amenințe că se dezabonează sau că dau dislike. Din partea mea, poate să facă ce vrea, deoarece puțin îmi pasă, mai ales din motivul ăsta. Acum, unii o să aibă impresia că sunt îngânfat și că nu i-am dat lui un skin de 5 euro. Hai să o luăm logic. Ai dea unei persoane pe care o cunoști, ar veni la tine un străin și ți-ar cere 20 de lei. Ce-i face? I-ai da acei bani? Majoritatea vor răspunde că nu. Dar ce sunt banii personali? Poate că aș fi dat acel skin de 5 euro doar dacă nu aveam ce face cu el sau dacă aveam bani în momentul respectiv să-mi iau altul. Însă, un cuțit pare destul de mult, 1.000.000 pentru unii. Aici mă refer la cel mai ieftin cuțit, deoarece un cuțit poate ajunge până la și
12 milioane, nu glumesc, în CSGO sunt foarte scumpe aceste iteme. Însă eu m-am referit la cel mai ieftin cuțit. Deja m-am întins prea mult cu acest episod. Dacă vreți să mai facem un episod nou, nu uitați, lăsați un like acolo dacă vreți. Dacă nu, nu. Vă rog, dacă ați ascultat tot acest videoclip, să vă dați cu părerea despre tot ce am spus, dacă bineînțeles vrei, și noi idei de subiecte pentru următorul episod. Eu am fost Gâza Magică, îmi pare rău că m-am bâlbâit în unele momente, uite că și acum m-am bâlbâit. Așa sunt eu mai bâlbâitor. Ok? Și în plus sunt și săsăit. Eu am fost Gâza Magică. Ne revedem la un nou episod.